Salutare, dragi prieteni, vă salut din nou, așa cum o fac de obicei. De această dată tot din mașină. M-am decis să vizitez aici în Verona un centru oficial Apple. Cei care aveți telefoane Apple și vă aflați prin zona Veronei, până acum cel mai apropiat centru oficial Apple se afla în Lonato, Lonato fiind provincia de Brescia. Dar cât timp am fost eu în România, am aflat că pe 17 august, aici în Verona, în centrul comercial Adigeo, care și acesta funcționează de puțin timp aici în Verona, s-a deschis ulterior un centru oficial, un store oficial de Apple. Așa că, dacă aveți probleme cu telefoanele Apple, puteți merge în acest centru comercial, găsind ulterior acest store numit Juice. Astăzi voi merge și eu să vedem programul de funcționare, cam cum arată acest centru oficial. Și cam ce se află înăuntru. Sunt conștient că nu mă va lăsa să filmez sau să fac eu cine știe ce, dar câteva poze, câteva cadre am să încerc să le fac și să vin cu mai multe detalii de la fața locului. Poate vă întrebați, dar de ce ai nevoie de un centru oficial store dacă ai probleme cu telefoanele Apple? E bine, am să vă și explic de ce. În prealabil îmi cer și scuze că nu sunt doar atent la voi, sunt atent în trafic. Atunci când dai în jur de 1000 de euro pe un telefon, nu cred că îți convine să mergi la chinezi sau să mergi la indieni sau la cine știe ce centre de astea de reparat telefoane, că sunt o groază. Mai ales atunci când telefonul se află și în garanție. Tocmai de aceea, eu, unul, părerea mea, nu mi-aș da telefonul, mai ales când dau atâția bani, repet, nu mi l-aș da pe mâna oricui așa să-l desfacă, să-l facă bucăți și cine știe ce să mai schimbe pe el toate chinezările și toate rebooturile. Tocmai de aceea centrele care sunt aici în zona Veronei vă recomandă și vă trimite în mod automat la un centru oficial store, în caz că aveți nevoie să schimbați display-ul sau să schimbați bateria la telefon. Inclusiv pentru schimbarea bateriei la telefoane va trebui ridicat display-ul, disfăcut cumva telefonul, să-i schimbe bateria. Eu am pățit acest aspect. Am mers cu cineva să schimbăm bateria la un telefon Apple și m-au trimis la un centru oficial, store, care l-am găsit în cel mai apropiat punct, adică, așa cum am zis, repet, în Lonato, provincia de Brescia. Ei bine, eu mă bucur, eu fiind în Verona, mă bucur că s-a deschis și în Verona un astfel de centru oficial. Astăzi voi merge să văd despre ce e vorba și cum se prezintă acest store. Știu din centrul care l-am vizitat în Lonato atunci, am văzut și multe alte lucruri care de obicei le găsești mai mult în mediul online. Dar în centrele astea oficiale de la Apple se mai află și alte treburi, tip accesorii sau știu eu ce alte încărcători, încărcătoare, baterii externe și mai știu eu ce alte cabluri de calitate pe care le găsești, repet, mai mult în mediul online. Am să merg și eu acum la acest centru comercial Adigeo și revin de acolo cu detalii de la fața locului, așa cum v-am obișnuit până acum. Și la centru comercial. Pentru cei care sunteți din Verona, știți foarte bine că acest centru comercial are două nivele în subteran pentru parcare auto. Se poate parca, este în spatele acestui centru comercial, este și o parcare la nivelul 0, un fel de curte improvizată, în circuit cu plasă, dar exact sub centru comercial există aceste parcări făcute pe două nivele. Am găsit și eu loc. E un pic dificil să te învârți pe aici să găsești locuri, dar
am găsit în prealabil loc, am lăsat mașina și acum voi merge să intru de aici, de la subsol. Am să fac câteva poze și pentru cei care nu știe, la acest centru comercial, din exteriorul acestuia, dar eu acum aflându-mă la subsol, voi intra pe aici. Este intrarea de la subsol. Așa că voi intra interior și voi găsi centrul Apple. Interiorul centrului comercial, așa cum am zis, voi urca pe acele scări rulante către nivelul 0. Dar mă voi abține să filmez în interior, nu vreau să deranjez pe nimeni până când voi ajunge în fața magazinului oficial Apple. Nu uitați că de aceea am venit până aici. Mi-am pus masca, este obligatoriu, nu poți intra fără mască, nu te lasă nimeni, după cum știți. Așa că voi merge să găsesc centrul Apple, să vedem ce anume se află la interior. Voi trage câteva cadre, câteva poze acolo, mai pășesc așa, să nu deranjez pe nimeni și voi reveni cu detalii. Hai să urcăm și noi pe scări. După cum vedeți, pe mai multe nivele, pe două nivele de fapt, dar voi căuta Apple. Am ajuns în fața magazinului Juice, adică centrul oficial Apple Store. Voi intra interior, poate nu mă va lăsa să filmez, am să văd care este situația și voi încerca să fac câteva poze, câteva imagini de la acest Apple Store. Informațiile utile ce vin din interiorul magazinului, am făcut câteva fotografii în acest Juice. Este un reseller premium oficial făcut împreună cu cei de la Apple și pentru orice problemă, chiar dacă problema este mult mai serioasă și nu se poate rezolva pe loc, se vor ocupa ei cu trimiterea dispozitivului dumneavoastră la un centru Apple, la un Apple Store real și original, atunci când cazul dumneavoastră devine pentru o reparație originală. Ei sunt doar într-un parteneriat oficial, să zic, așa cum erau și cei de la Jump sau Infotron aici în Verona, dar mi-au dat explicații că pentru orice problemă se vor ocupa ei, dacă în cazul că nu se poate rezolva problema pe loc sau într-o zi, două, la ei în acest magazin oficial. Este deschis de la 9 dimineața până la 9 seara, atâta timp cât este deschis și ADGO, centru comercial, așa că dacă sunteți în Verona sau veniți în vizită pe la Verona și se întâmplă să aveți probleme cu dispozitivele dumneavoastră Apple, fie ele tablete sau iPad-uri sau mai știu eu ce alte dispozitive, vă puteți adresa acestui magazin aflat în centru comercial, așa cum am zis. Am făcut doar câteva poze, am cerut voie în prealabil să pot face câteva poze. Se află produse și din altă gamă și din alte mărci, veți vedea în fotografiile ce urmează. Așa că vedeți voi dacă sunteți interesat de acest magazin, dacă sunteți în Verona, puteți chiar să și vizitați acest magazin ca să știți în detaliu despre ce este vorba și în cazul când veți avea nevoie, veți ști unde să veniți. Cam astea au fost informațiile de la acest centru Apple. Centru comercial ADG-ul cunoașteți foarte bine, mai ales cei care sunteți în Verona, dar dacă veniți în vizită la Verona, este foarte ușor să găsiți acest centru ADG-ul aici la Verona. Eu v-am lăsat, iar noi ne vedem în următorul video, care nu știu de unde va fi. Probabil va fi o surpriză și pentru mine, nu doar pentru voi. Sănătate multă, oriunde ați fi, oriunde v-ați afla, iar până data viitoare, numai bine!